ce faci atunci când ai de greu? Unii primari renunță, unii primari spun nu mai candidesc, nu mai merg mai departe, nu mai fac lucruri. Alții muncesc în continuare, fac proiecte, vin cu idei noi și mai ales le pun în aplicare. Astăzi ne aflăm la Cumpăna pentru a discuta, evident, cu doamna primar Mariana Găjiu, bun găsit doamna primar, despre lucrurile care se întâmplă atunci când dați de greu. Și aș vrea să intru direct în subiect. Primul lucru despre care vreau să vorbim este centrul de tineret. Știu că acolo aveți mici dificultăți, mai mici sau mai mari, noastre le apreciați. Ați dat cumva de greu. Ce se întâmplă de fapt acolo și care e situația cu centrul de tineret din Cumpăna? Bună ziua și bine ați revenit la Cumpăna. Bine v-am găsit. Și n-am să contenez să vă mulțumesc că veniți acasă, aici, în comună, pentru a urmări lucrările, investițiile pe care eu mi-am dorit să le realizez împreună cu o echipă, cu oameni cu care lucrez de 20 de ani, cu oameni cu care mă cunosc de mai bine de 20 de ani și cu oameni cu care voi trăi până voi închide ochii în această comună. Ați punctat bine, nu greu, foarte greu, foarte multe obstacole am întâmpinat de-a lungul anilor pentru implementarea acestui proiect de centru de tineret. El, început fiind încă în urmă cu 5 ani, mai bine zis 6, deși proiectul, așa cum a fost el depus, a fost depus încă din anul 2010. În 2015 avea termen de finalizare, a se executa cu fonduri europene prin, împreună cu zona metropolitană Constanța. Știți foarte bine că acesta a fost realizat doar în procent de 26% de societatea care a câștigat licitația susținută de zona metropolitană Constanța. A trecut perioada de finanțare a fondurilor europene din exercițiul financiar 2007-2013, prelungit până la 2015. Mi-au trebuit 3 ani până să găsesc o altă sursă de finanțare pentru a continua acest proiect care se adresează tinerilor din comuna noastră. Compania Națională de Investiții este instituția care este sub directa îndrumare a Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și care ne ajută să putem continua și finaliza acest proiect. Am subliniat cuvântul finalizare pentru faptul că, deși a început proiectul de un an de zile să se execute, el a mers cu pași înceți. Licitația susținută de Compania Națională de Investiții a câștigat o firmă constructoare din București, unde comunicăm foarte greu. Tocmai de aceea, drumurile mele la nivel de București, pentru a veni controlul concret la fața locului, și-au încheiat un act adițional cu constructorul care are obligativitatea de a finaliza lucrarea până la 30 octombrie 2020. 30 octombrie 2020 este ultimul termen. Data până la care oamenii ar putea să intre deja în acea clădire. În acea clădire. Și nu propriu zis în clădire, pentru că nu e doar clădirea unde există biblioteca pe care noi o mutăm din centrul comunei în spațiul acela, unde există o sală de discotecă pentru tineri, ci există construcția de pe cel 10.000 de metri pătrați, un hectar este la dispoziție de teren. În fața construcției va fi efectuată scena, teatrul antic, cum spuneam eu, și abia aștept să-l văd și nu voi înceta să-l visez așa cu ochii deschiși la el până în momentul în care nu vom avea prezentate pe acea scenă spectacole pare să fie pentru gustul tuturor locuitorilor comunei Cumpăna. Dar suprafața întreagă va fi dotată cu alei, cu spații verzi, sunt role de biciclete, de triciclete, sunt băncuțe, există un labirint de gard viu, toate vin în întâmpinarea nu doar a timpului liber al copiilor, al părinților, al bunicilor care sunt să-și urmărească nepoții. Bag de seamă că am găsit răspunsul. Atunci când dați de greu, îi dați înainte și trimiteți, eu știu, oameni care să controleze, faceți drumuri la București, toate numai pentru că aceste proiecte să meargă mai departe. Gândiți-vă la faptul că el, acest proiect, era un proiect care rămânea la nivelul acesta. Dacă nu te zbați, dacă nu te duci, dacă nu insiști, nu vine nimeni să te întrebe ție ce-ți trebuie. Ori noi, din fond,
fondurile proprii, din taxele și impozitele locale, subliniez, noi nu putem să achităm întreținerea instituțiilor de învățământ. La cât ar ajunge un astfel de proiect? Care ar fi suma? Nu suma exactă, o sumă aproximativă, dar despre ce vorbim? Valoarea acestui proiect este de, în acest moment, cu ce a mai rămas de făcut, aproape la 1 milion de euro în totalitate. Care e bugetul comunei anual? Comuna anual din veniturile proprii are 1.800.000 de euro. Dar deci ar fi bugetul pe 8 luni al comunei, s-ar fi dus tot la un astfel de proiect. Ducem să facem lucrul acesta. Vă imaginați că trebuie să și fie întreținute, trebuie să utilitățile trebuie achitate lună de lună. Deci salarii la personal, la și așa salariile le punem pe ultimul loc. Noi avem infrastructura de realizat, spuneam și ați văzut pe teren mergând, sunt 7 proiecte în localitate care se desfășoară, fie cu finanțarea fondurilor europene, fie cu program național de dezvoltare locală, fie cu Compania Națională de Investiții, deci care nu constituie program național de dezvoltare locală. Ba mai mult decât atât, comuna are publicat în monitorul oficial proiect care însemna 60 de kilometri de trotuare, kilometri de trotuare și alte pietruiri și altă suprafață de pietruire și asfaltare, drumuri, alți 12 kilometri, care au fost publicați în monitor oficial pe Fondul de Dezvoltare Investiții, FDI, fond care a fost desființat. Și acum se așteaptă care este sursa de finanțare ca să plăcăm și la implementarea lor. Vreau să vă întreb așa. Atunci când știți că aveți de făcut străzi, aveți de făcut, eu știu, alte chestii care, nu știu, îi dor pe oamenii comunei, de ce investiți, doamna primar, în educație? De ce investiți în centre de tinere? De ce au nevoie oamenii de biblioteci? De ce au nevoie oamenii de, club în care să se distreze tineretul, părculeți pentru bunici și nepoți? De ce e nevoie să investiți în educație și nu le faceți oamenilor străzile și trotuarele? Pe mine mă miră că dumneavoastră, care sunteți părinte... E o întrebare ironică, evident, până știu, la urmă. Și știu cât de mult iubiți și, și dumneavoastră și soția investiți în educația copiilor. Absolut. Pentru că noi, dacă nu avem copii educați, nu avem viitor. Pentru că noi, dacă nu creăm condiții pentru a învăța copiii noștri în condiții bune, pentru a face sport, pentru a face cultură, atunci... Cum îl educi tu pe copil? Vă întreb pentru că oamenii sunt deranjați de o groapă apărută în asfalt și nu sunt deranjați de un proiect de 1 milion de euro făcut cu fonduri externe și nu din banii lor. Atunci, deci, care-i balanța? Înclină, îi deranjează mai mult o groapă apărută în asfalt sau o construcție de 1 milion de euro? Asta nu înțeleg eu puțin problema asta de logică a unor locuitori din Cumpăna. Domnul Băioglu, este... firesc să-i deranjeze groapa din asfalt. Absolut. Este firesc să vrea fiecare în fața porții sau de-a lungul traseului spre casă să circule civilizat. Și eu îmi doresc lucrul acesta. Dar aceasta nu înseamnă că dacă noi nu am găsit până acum sursa de finanțare care să meargă doar pentru asfalt, eu să nu mă duc să caut ceea ce înseamnă investiții pentru educație și sănătate, pentru cultură. Și dacă finanțarea acestora a venit înaintea finanțărilor de asfalt sau acelea pe care le începem acum, acelea care se referă la extinderea rețelei de canalizare, de alimentare cu apă, că lipsesc în anumite zone ale comunei această infrastructură. Asta nu a însemnat ca eu să nu merg concomitent pentru aceste instituții de învățământ. Asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne cu gropile în asfalt, asta trebuie să înțeleagă. Nici cum nu vor rămâne cu gropile în asfalt. Noi în continuare vom căuta surse de finanțare, este adevărat, că nu mai au răbdare oamenii, că nu mai au încredere unii dintre aceștia. Dar cum? Pentru că sunt și agitați să se comporte doar criticând pe rețele de socializare. La urmă e normal. Nu asta mă doboară pe mine, sincer vă spun, niciodată, atâta vreme cât știu că ceea ce fac rămâne și folosește copiilor noștri, nepoților noștri, nu are nicio lovitură. Probabil că groapa aia care a apărut pe Facebook va fi umplută în următoarele 2 săptămâni și vor uita peste 2 săptămâni, dar un centru de tineret va rămâne acolo și peste un an, poate și peste 15 și peste 25 de ani. A spus de greutăți. Cumpăna a avut proiecte și le are încă, pentru care s-a muncit 10 ani ca să înceapă implementarea lui.
V-am dat exemplu la ce înseamnă POIMU, programul de infrastructură mare, canalizare, alimentare cu apă, care a fost semnat acum 2 săptămâni la Raja. Din 2013 am început proiectul, ca și studii, ca și note de fundamentare. Deci a durat 7 ani numai partea asta de numai hârtii aceasta. Și birocrație și pe așa 26 iunie 2020 a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor. Am avertizat populația, pentru că sunt foarte mulți locuitori care așteaptă să înceapă lucrările de canalizare. Nu vor începe. 32 de străzi este numărul străzilor care va fi afectat de aceste fonduri europene. Vor nu fi poate iar să gropi. Înceapă. Iar, exact. Iar o să vă spună, sunt gropi în toată comuna. Nu, atunci se va spune, uite, asfaltat și acum vine să spargă asfaltul ca să introduc canalizarea. S-a lucrat fără cap. Ori eu am să spun, dragă cumpăneanule, tu în locul meu ce ai fi făcut? Am călcat pe asfalt timp de 6 ani. Pentru că în anul în care am luat hotărârea să asfaltăm acolo unde nu avem canalizare, știam că va veni și vremea în care vom tăia asfaltul, dar vom readuce strada la starea inițială, adică va fi asfaltat. Însă până atunci va crea și acel disconfort. Deci 32 de străzi. Altul poate că în 7 ani de zile ar fi spus, du-te că nu mai există să se realizeze. Sau acest centru de tineret, v-am dat exemplu. Deci el este pornit din 2007, anul aderării la Uniunea Europeană, din proiectele acelea de finanțare europeană. Noi am ajuns în anul 2020 și rog pe bunul Dumnezeu să ne ajute să-l terminăm la 30 octombrie, așa cum a semnat contractul constructorul Compania Națională de Investiții. Ce se întâmplă dacă întârzie după acea dată? Penalitățile vor fi mari pentru constructor, dar pe mine nu mă încântă că acel constructor plătește penalități. Vreți eu îmi doresc să tinerii făcut. Comunei să aibă acel centru, acel centru atât de mult așteptat. Vă imaginați dumneavoastră că este un loc al tinerilor și am subliniat. Când copiii, nepoții trebuie supravegheați, părinții și bunicii vor fi acolo. Ați adus aminte de un lucru foarte important. Contează mult ca tinerii să aibă tot confortul. Și dacă vorbim despre tineri, este un alt subiect pe care vreau să-l atingem astăzi. Știu că recent ați început partea de lucrări, ca să spun așa, pentru nu prima, ci a treia serie de locuințe ANL. Da. Făcută prin ANL, prin Agenția Națională a Locuinței, în Cumpăna. Sunt localități care n-au nici măcar o serie de locuințe ANL și la Cumpăna sunt 3. Lângă cele 128 de unități locative pe care le avem, 128 de apartamente, au fost construite în 2009 prima serie de 64, iar în 2012-2015 cea de-a doua serie de alte 64 de unități. Încă din 2015 am depus cererea de construire a acestor 64 de unități locative care au început efectiv să se construiască săptămâna trecută. Săptămâna trecută s-a săpat. De ce a durat 5 ani? De ce? Pentru faptul că Agenția Națională de Locuințe, care tot sub cupola Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării Administrației lucrează, a trebuit să proiecteze, să aibă etapele de licitații, dar în același timp să găsească sursa de finanțare. Aici vorbim de finanțare cu fonduri pe care i-au luat din împrumuturi externe. Deci, când Agenția Națională de Locuințe a avut această finanțare asigurată, s-a semnat contractul de execuție în 2018. În 2018 a fost semnat. 2 ani de atunci. A mai trecut 2 ani. Când cu un contract de finanțare semnat de Ministerul Lucrărilor Publice, da, a fost în 2018 și el începe în 2020, credeți dumneavoastră că oamenii, locuitorii comunei Cumpăna, tinerii, nu sunt supărați? Ba sunt. Scriau pe rețelele de socializare: doamna primar, numai în campanie electorale faceți pomeni electorale. Ce pomană! Atunci dați! Sunt convins că acum 5 ani v-ați gândit că în 5 ani o să dureze toate aceste hârtii și toate lucrurile astea o să fie făcute. Nu, gândeam că o să fie făcute și că anul acesta tinerii noștri nu vor tremura de teamă că depășesc vârsta de 35 de ani. Au depășit vârsta de 35 de ani. Modificarea legislativă le permite să fie beneficiari până la vârsta de 38 de ani. Am tineri care în octombrie 2021 vor împlini vârsta de 38 de ani. Are cererea depusă
în 2012. Deci vă imaginați dumneavoastră cât au așteptat oamenii tineri. De aceea vreau să vă spun că munca aceasta de ordonator principal de credite este o muncă continuă. Dacă nu ai credință că poți să realizezi și voință să vrei să duci până la capăt, de foarte ușor dai înapoi. Foarte ușor ești dărâmat de obstacole. Când sperați să le dați cheia în mână celor care se vor muta în acele apartamente? Eu vreau să vă spun că având această finanțare asigurată, depășind și etapele de întâmpinate cu privire la perna de piatră, că a fost un alt obstacol care trebuie efectuată la temelia acestor blocuri, eu cred că acești tineri, care mai avem 78 de tineri care așteaptă, sunt în așteptare pe linie, pe lista de priorități, așa cum au fost analizate și evaluate cererile, dosarele depuse în octombrie 2021. Deja va peste vor un putea, an și câteva peste luni. Un an și câteva luni vor putea, în urma discuțiilor purtate cu conducerea Agenției Naționale de Locuințe, care a fost săptămâna trecută la Cumpăna și care are asigurată finanțarea, că practic aceasta este cea mai mare problemă, că dacă ar avea constructorul și-a luat angajamentul că va executa lucrarea, să putem să repartizăm apartamente acestor oameni. Câte apartamente vor fi realizate acolo? Vor fi 64. Vom avea 16 apartamente, garsoniere cu o cameră, vom avea 40 cu două camere și vom avea 8 apartamente de câte 4 camere, duplexuri. Pentru că este partez cu 3 etaje plus mansardă. Este un proiect frumos, este un proiect generos pentru tipurile de tineri care, de categorii de tineri care vor să-și întemeieze familie mai numeroasă, vor să, și ne-am gândit la faptul că erau și tineri care le trebuiau garsoniere pentru ei, vreau să plece în viață, vreau să trăiască pe picioarele lor și încet, încet să poată să-și creeze posibilități și frontul în a-și crea, a-și construi propria casă. Vă imaginați că cele mai multe sunt cele cu două camere care sunt solicitate. Acestea cu patru camere sunt mult mai pretențioase. Este primul printre, în mediul rural, prima localitate de duplexuri construite în cadrul apartamentelor anele, da? Pentru familiile numeroase. Însă vedeți dumneavoastră, pentru mine n-a fost de ajuns să facem, să începem lucrarea, pentru că noi acum trei ani de zile am depus o altă cerere pentru alte 64 de unități pe lângă acestea, datorită cererilor pe care tinerii comunei Cumpăna le adresează la nivelul administrației publice locale. Și ce răspuns ați primit la acea cerere? Deci, ele sunt în așteptare pentru a intra pe lista sinteză. Agenția Națională de Locuințe va funcționa și de acum înainte. Agenția Națională de Locuințe a construit de-a lungul anilor, deci eu din 2007 m-am dus cu cerere pentru locuință anele. Primele au mers foarte bine, au mers rapid, cu linie de finanțare și, și constructor Constanțean ne-a ajutat Dumnezeu atunci, care a făcut apartamentele acestea în termen. Da? De obicei au 24 de luni termen de execuție. Dar acum, fiind toate obstacolele și cu tot ce înseamnă linie de finanțare asigurată, eu voi ține, cum spun eu așa de obicei, cu dinții toată ziua de lucrări și haideți că se poate. Știu că se poate executa. Mai mult decât atât, Cumpăna, pentru persoanele peste 38 de ani, știți că are în lucru proiectul de un parteneriat cu Habitat for Humanity în România, fără posibilități, fără posibilități, unde ne vom duce cu aceste proiecte. Și pentru că vorbim de locuințe, Comuna Cumpăna, printr-o hotărâre a Consiliului Local, am solicitat Agenției Naționale de Locuințe să putem să construim, de fapt nu agenției, Ministerului se ocupă, de locuințe sociale. Locuințe sociale cu hotărâre pentru 96 de locuințe, unități locative. Vă imaginați că acestea, proiectul pe care ni l-au supus atenției, a fost foarte mare, unde Comuna Cumpăna avea de susținut o contravaloare
de aproape 1 milion de euro, ceea ce depășește puterile, și mai mult decât atât, mai mult decât atât, ai obligativitatea, conform legilor în vigoare, ca utilitățile pentru familiile care locuiesc în aceste locuințe sociale să fie suportate de administrația publică locală. Alte cheltuieli, alte cheltuieli la care trebuie să vă înhămați, până la care trebuie să ne înhămăm. Nu, nu este corect ca noi să administrația publică locală să ne adresăm doar unei anumite categorii, un număr restrâns, de familii, chiar dacă au nevoie, până la urmă. Chiar dacă au nevoie, îi ajutăm prin proiectul Habitat for Humanity, unde și dumnealor au obligativitatea să vină să construiască propria casă, au obligativitatea să dovedească că au loc de muncă cu ce să-și plătească. Ce poate să fie mai frumos decât să contribui la o construcție care știi că va fi doar ta în exact. Casă, absolut. Și atunci, noi, prin hotărâre de Consiliu Local, chiar am depus vineri, acum, la nivel de Agenție Națională de Locuințe, proiecte, solicitare de construire de locuințe pentru specialiști aici, incluzându-se personalul din învățământ, și nu spun tot ce înseamnă cadrul didactic, da? Educator, învățător, profesor care lucrează în învățământ, personalul din sănătate, nu doar medici, ci și asistentele medicale de la nivelul comunei, și nu în ultimul rând o altă cerere pentru locuințe de serviciu. Când spunem locuințe de serviciu, ne referim la cei care lucrează în Poliția Națională, Poliție Locală, Administrație Publică, tot ce deservește comunitatea. Care, atunci când vă gândiți la toate astea, și vreau să revenim la începutul emisiunii ca să facem așa un cerc, pentru că ne apropiem de încheiere, care sunt greutățile cu care vă confruntați atunci când vă gândiți să constituiți aceste lucruri? Este vorba de birocrație, este vorba de oameni, sau este vorba de, eu știu, mai degrabă de oameni din localitate care nu văd utilitatea pe termen scurt? Dom'le, nu e groapa din fața porții mele, înseamnă că ce face doamna primar acolo, blocuri pentru tineri și locuințe și așa mai departe. Care sunt obstacolele de care am depășit de mult această greutate de a mă împiedica de criticile oamenilor care nu văd utilitatea acestor proiecte, care sunt, spun eu, cu bătaie lungă proiecte, pentru că aducând un acoperiș deasupra capului, în capul meu a fost așa, îmi fixez specialiștii la nivelul comunei. Când trăiesc în comună cu noi, simt și greutățile. Și atunci, dacă este acasă, imediat vede, imediat simte, nu trebuie să-l aștept de la Constanța sau din altă localitate să vină la cumpăna să vadă. Dau un exemplu, că legea dată sau îndemnul nu mai respectați normele de autoizolare, oamenii unii au înțeles că pot să iasă pe stradă și să iasă din autoizolare și să ducă să umble liberi, deși sunt testați pozitiv și au obligativitatea să rămână, și că legea modificată scrie, îți asumi răspunderea dacă contaminezi pe altă persoană. Absolut. Vei lua, vei suferi dosar penal, da? Ei, românul nostru, nu toți, unii n-au înțeles, au crezut că sunt liberi și dacă a venit poliția la poartă, ce mai căutați? Legea e liber, la libertate. E, când polițaiul este acolo lângă tine și simte ca tine, tu primar, care ești sunat și întrebat, cum umblă ăsta, de ce merge pe stradă? Altfel reacționează. Deci o unitate, dar de ce nu? Simte comunitatea că poate să se adreseze de la egal la egal, de la om la om, de la om, că nu funcția contează. Și poți să fii pregătit profesional de nota 200. Dacă nu știi să fii om, să te apropii de omul de lângă tine, căruia tu îi dai serviciul tău, nu e bine. A spus un cuvânt foarte important, unitate. Și unitate, cred că da. Oamenii din cumpăna, în general oamenii, dar oamenii din cumpăna au nevoie să fie uniți, au nevoie să înțeleagă cumva că toată situația asta n-a trebuit să spese numai de groapa din asfalt din fața porții tale, să spese și de omul la care stă să se chinuie cu doi copii și n-are unde să locuiască. Ar trebui să înțeleagă că e nevoie și de canalizare, și atunci poate drumul către casa ta este afectat de faptul că se montează un sistem de canalizare pe acolo, dar să înțelegi că oamenii respectivi au nevoie și de canalizare. Să înțeleagă că
tinerii au nevoie și de un loc unde să se distreze, să fie în siguranță mai ales, să nu apuce pe calea drogurilor, jocurilor de noroc și așa mai departe. Și au nevoie de toate aceste proiecte pe care administrația locală din Cumpăna, iată, le realizează cu ajutorul dumneavoastră. Și îmi pare bine că am discutat despre toate aceste proiecte, pentru că ajungem la acest cuvânt. E vorba de unitate, e vorba ca oamenii să înțeleagă foarte bine că nu e numai despre tine, e vorba despre altruism, e vorba despre lucruri care se fac pentru o întreagă comunitate aici, și despre asta e vorba. De credință. De credință și voință să dezvoltăm unitar toată comuna. Să fie în toate zonele comunei realizată infrastructură. Nu într-o zonă totul și în cealaltă nimic. Sau mai, mult mai puțin. Și mai este nevoie, că m-ați întrebat, care e greutatea cea mai mare? Oamenii nu mai au răbdare, nu mai au, spun, stau de 5 ani și aștept canalizarea. Dar eu am explicat tocmai mai devreme de câți ani am depus noi proiectele. Sau vine și spune, vreau, aștept lumină, aștept lumină de 7 ani. Nici măcar nu ține de primărie, ține de Enel, probabil. Absolut, da. Dar extinderea rețelelor de alimentare cu energie electrică se realizează de administrația publică locală, cu banii administrației publice locale, și se predă în comotat Enelului. Tocmai de aceea m-a bucurat enorm când domnul deputat Iulian Iancu, vineri pe drum când veneam de la București, m-a anunțat că în Parlament a trecut o lege, a trecut o lege în care extinderea rețelelor de alimentare cu energie electrică va reveni instituțiilor care încasează consumul de energie electrică, respectiv Enelului. Noi, administrația publică locală Cumpăna, avem de 3 ani, de 4 ani de zile un parteneriat cu Enelul, unde am contribuit și noi, dar și Enelul, cu bani, ca să extindem rețelele de alimentare cu energie electrică. Este cea mai scumpă investiție care se realizează pe teritoriul unei localități. Și credeți că Enelul va fi interesat să facă aceste lucruri la timp obligat, pentru oameni? Va fi obligat, pentru că, oamenii, vedeți dumneavoastră, au venit, au solicitat autorizații de construire. Spuneam ce greșeli se fac când consumatorii, fie Enel, fie NG Gaz, fie Raja Constanța, când au venit proiectanții pe teren și au văzut, au verificat notele de fundamentare pe care le-a depus primăria pentru extinderea de canalizare. Dau un exemplu. Strada Titu Maiorescu. Păi erau case numai pe o distanță de 358 de metri. Astăzi, în 2015 a venit, astăzi casele sunt pe o distanță de 869 de metri. Vă imaginați dumneavoastră că din 2015 până în 2020... Nu poți să pui ultimul stâlp acolo, exact, sau ultima conductă. Deci iei toată strada cum este proiectată, cum îți este în pug, în plan urbanistic de detaliu. Nu, dumnealor, ce au făcut? Ne interesează doar unde e casă construită, să avem consumatori, să încasăm, fără să gândească la o dezvoltare. Ori eu, repet, ca primar al comunei, am obligația să am viziunea aceasta, să tot timpul să visez la dezvoltarea proiectelor pentru comună. De ce? Spuneau, ne trebuie grădiniță în câmp, ne trebuie campus în câmp. Pentru că ați văzut ce e acolo. Peste 5 ani o să fie plin de case. Absolut, probabil. Dar din potrivă, ne va ajuta Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să creăm infrastructura până la capăt și o să vedeți ce frumos va arăta acel câmp. Chiar dacă în acest moment au fost și greșeli, dar le îndreptăm, pentru că nu se poate să nu îndrepți o greșeală despre care vânătorii de greșeli, și îmi pare rău că trebuie, nici nu vreau să le rostez numele, nu fac altceva decât să publice, să râdă, dar nu spun. E simplu de râs de alții, e simplu să vânezi greșeli, mai ales atunci când nu faci nimic, mai ales atunci când nu știi ce înseamnă să obții o sursă de finanțare, mai ales atunci când nu știi ce înseamnă să atragi fonduri externe, să vii cu proiecte care nu sunt doar niște idei pe hârtie, ci sunt și puse în aplicare până la capăt. E simplu. Domnule Boioglu, proiectele despre care vă vorbeam, de locuințe de specialiști, locuințe pentru specialiști, locuințe pentru de serviciu. Acest proiect va fi proiectul mandatului viitor. Vom avea specialiștii acasă la noi, alături de celelalte proiecte pe care le avem în lucru și pe care administrația publică locală, prin funcționarii publici, că nu primarul,
nu primarul, ci o echipă, o echipă de oameni, lucrăm mai departe. Ați văzut dumneavoastră în sala de ședințe o echipă de proiectanți lucrează la hârtii, planuri întinse tot, și așa la mai extinderea departe. Proiectelor tehnice de execuție pentru ce ne-a rămas, pentru ca să le depunem de acum pentru exercițiu financiar 2021-2027. Se vor deschide axele. Alături, în biroul celălalt, aici lângă mine, lucram cu specialiștii pentru o fabrică de biogaz. Noi ar trebui să consumăm tot ce înseamnă de pe raza comunei, toate deșeurile pe care le colectăm, să nu mai plătim, să le ducem la fabrică, la Costinești, la groapa de ecologică, ci să le avem aici acasă, să le producem în energie electrică, energie termică. Acestea le putem realiza acum. Se deschide o axă pe care trebuie să o depunem imediat. Toate acestea înseamnă că drumurile pe care le-am făcut și la Bruxelles, drumurile pe care acolo am învățat, acolo am văzut despre ce înseamnă proiecte ce se pot deschide și pe care le finanțează și cu sursă financiară direct de la Bruxelles. E greu, toate cer timp, toate cer muncă. Și când spun timp, chiar și de 7 ani, ați văzut dumneavoastră. Și ce trebuie să vă mai spun este că, din păcate, tot oamenii sunt cei care pun obstacole. Însă Mariana Gâjul are credință că împreună cu locuitorii comunei Cumpăna, care nu sunt puțini, vom beneficia de aceste proiecte. Și vă anunț că astăzi la ora 15, la Ministerul Transporturilor... Noi filmăm emisiunea luni. Ce se întâmplă luni la ora 15? Astăzi la ora 15, deci pe 6, până pe data de azi, 6 iulie, se deschid ofertele pentru nodul de descărcare de pe autostrada A4 pe teritoriul comunei Cumpăna. În sfârșit. În sfârșit, în sfârșit, da. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă primar, și mă bucur că am discutat despre toate aceste lucruri. Să rețină cuvântul de ordine al zilei, unitate. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu se face numai pentru unul, sau numai, nu e numai pentru mine, e pentru toți. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit. Sper că ați înțeles așa cum trebuia înțeles toate aceste subiecte. Am vorbit și cu puțină ironie, am făcut și puțin haz de negaz, dar ne-am gândit și la greutățile cu care se confruntă o primărie de comună foarte mare, în plină dezvoltare, și am văzut cum pot fi depășite aceste greutăți. Să nu uităm că nu există numai idei pe hârtie, ci proiecte puse în aplicare, proiecte pe bani mulți, pe care multe alte primării, nici măcar din Constanța, probabil, sau din alte mari orașe, reședințe de județ, nici măcar nu le-au gândit sau măcar n-au aplicat pentru ele. Iată că la Cumpăna se întâmplă și mai ales sunt realizate. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună.